Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Fica sa era moartă, soția-i dispăruse, iar acum Rafik Ramsey se temea că își va pierde și el viața. Mai avem doar 2 zile, spuse bătrânul, în timp ce străbătea nervos sufrageria somtoasă apartamentului său impozant de pe o plajă din Monte Carlo și fuma țigară după țigară, ca unul care prefera să moară de cancer la plămâni decât de o bombă pusă în mașină sau de glonțul unui asasin. Am primit încă un bilet, chiar înainte să ajungeți. Dacă nu le transfer mai mulți bani până vineri, spun că o vor ucide pe Claudette și vor veni după mine. Așa că vă rog, domnule Acad, vă implor, spuneți-mi că aveți vești bune, fiindcă nu cred că mai rezist mult. Cât cer de data asta? 25 de milioane, spuse Ramsey, pe lângă cele 11 milioane de euro pe care i-am plătit deja. Era o sumă enormă pentru orice muritor de rând. Dar Ramsey, om la 79 de ani, nu era în niciun caz un muritor de rând. Cu 6 luni în urmă își vânduse firma Blue Nile Holdings, fondată împreună cu răposatul său frate în 1963, unei companii multinaționale franceze, pentru frumoasa sumă de 563 de milioane de euro. În prezent era unul din cei mai bogați oameni din Egipt și o legendă vie printre cei care formau elita oamenilor de afaceri din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Marwan Acad ședea la câțiva metri distanță de el pe o canapea lungă din piele italiană de cea mai bună calitate și savura momentul. Din foarte multe puncte de vedere, Ramsey era clientul perfect, bătrân, bogat și îngrozit. Pentru astfel de oameni își lansase Acad afacerea, o firmă de protecție și pază pentru persoane aflate în funcții de conducere. Dar cazul acesta îi lăsase un gust foarte amar. Lăcomie, corupție, șantaj, crimă. Ori încotro ar fi privit, orice aspect ar fi analizat, se trezea de fiecare dată față în față cu depravarea sufletelor umane. Cu siguranță nu avea niciun cuvânt de alinare pentru acest bătrân demn de compătimire, care rămăsese acum fără cele 2 femei pe care le iubea cel mai mult în această lume și se întreba dacă nu cumva sosise momentul să renunțe definitiv la această afacere. Acad își termină cafeaua espresso și privi afară spre apele scânteitoare ale Mediteranei, la felul în care se reflecta soarele care asfințea în ferestrele celorlalte apartamente de lux din apropiere. Se întreba ce ar fi gândit părinții săi despre viața sa pe care o trăia în prezent. Elicoptere, mașini de teren Humvee, costume Armani, veste antiglonți din Kevlar. Cu cât erau mai multe riscurile pe care și le asuma, cu atât mai mari erau și sumele pe care le încasa. Nu era asta o afacere bună? Știa ce ar fi spus mama lui. Îl implorase să plece din Beirut după încheierea serviciului militar și să devină doctor sau inginer, să se mute la Paris, să o găsească pe Rania și să se așeze la casa lui. Ea dorea foarte mult ca fiul ei să trăiască o viață sigură și liniștită, să aibă fii pe care să-i crească învățându-i să fie oameni ai păcii, oameni de știință, oameni cu realizări. Dar, ca un prost, nu o ascultase. Oare îl putea vedea acum? Știa ea oare cât timp petrecea ajutându-i pe cei bogați să-și răscumpere nevestele, trofeul din mâinile șantajiștilor și ai baronilor drogurilor? Putea ea să vadă cât timp aloca transportării cu avionul a clienților săi între Bagdad, Mosul și Fallujah? Oare și cei morți plâng până adorm? Am într-adevăr vești, spuse într-un târziu Marwan Acad, dar mă tem că nu sunt prea bune. Despre Claudette, întrebă Ramsey. I-au făcut ceva animalele alea? Îi omor. Vă jur, domnule Acad, nu-mi voi găsi odihna până nu-i prind și-i fac să sufere. Acad dădu din cap în semn că nu. Sunt despre Claudette, dar nu ce credeți dumneavoastră. Vă rog să vă așezați. Spuneți-mi, vă rog, ce știți? Vă spun, domnule Ramsey,
Dar vă rog să stați jos și o să vă spun tot. Ramsey era un bărbat corpulent, a cărui sănătate se deteriorase rapid în ultimele 2 săptămâni. Se lăsă să cadă într-un scaun tapizat și și-a prins nervos încă o țigară. Avea ochii roșii, umezi și îl privea cu îngrijorare. Se aplecă în față și spuse: Vă rog, domnule Acad, nu vă jucați cu mine. Insist să-mi spuneți. Acad aprobă dând din cap și apoi întrebă: Domnule Ramsey, ce înseamnă Sao Paulo pentru dumneavoastră? Bătrânul părea nedumerit. Vă referiți la orașul din Brazilia? Da. Ramsey ridică din umeri. Nimic. De ce? Nimic, insista Acad. Nu. Ar trebui să însemne ceva? Întrebă Ramsey. Compania Blue Nile a avut birouri sau fabrici acolo? Nu. Era vreunul dintre cei din conducere din Sao Paulo? Nu. Era vreunul dintre angajați de acolo? Nu cred. Ați fost vreodată la Sao Paulo cu afaceri? Nu, sigur că nu. Ați fost vreodată în vacanță acolo cu soția? Cine a avut timp de vacanță, pufni Ramsey? Sunt un om puternic, un om important. Doamna Ramsey a fost vreodată la Sao Paulo singură cu vreun alt scop? Nu, sigur că nu. Sunteți absolut sigur? Nu înțeleg ce încercați să... Sunteți sigur, domnule Ramsey, insistă Acad. Gândiți-vă. Rafik Ramsey se ridică de pe scaun și începu din nou să străbată camera în lung și în lat, trăgând cu putere din țigară. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, poate că a fost, spuse după un moment. Povestiți-mi. Nu sunt multe de povestit, spuse Ramsey. O verișoară de-a doua de-a lui Claudette s-a căsătorit la un moment dat cu un brazilian. Totul a durat doar 6 luni, după care au divorțat. Ați fost la nuntă? Întreba Acad. Nu, dar Claudette s-a dus. Nu i-a plăcut deloc, vreau să spun, orașul Sao Paulo. Prea aglomerat, prea zgomotos. Un fel de New York, dar fără farmec, după cum spunea ea. Și când a fost nunta? Nu știu. Acum 3 sau 4 ani, poate, spuse Ramsey, preparându-și o băutură la barul din dreptul ferestrei. De ce? Unde vreți să ajungeți cu toate astea? Acad se aplecă, își deschise servieta, scoase un plic mare, de culoare maro, și îl întinse lui Ramsey. Ce e asta? Întrebă bătrânul în timp ce sorbea din paharul său cu martini. Deschideți-l și o să vedeți, spuse Acad. Ramsey îl privi atent pe Acad preț de o clipă, apoi lăsă deoparte băutura, veni spre el, apucă plicul și îl deschise încet. În timp ce scotea o fotografie alb-negru de 16x24, chipul îi pălea, iar în privire apăru o expresie de nedumerire profundă. Ramsey ținea în mână o fotografie cu soția sa, care fusese făcută cu mai puțin de 48 de ore în urmă. Spre deosebire de celelalte fotografii care însoțiseră cererile de răscumpărare, în cea de față, femeia nu era legată. Nu avea căluș în gură. În schimb, părea să se afle într-un birou, în fața unui ghișeu, stând de vorbă cu un funcționar sau un fel de director, ceva de genul acesta. Nu înțeleg, reuși să spună Ramsey după ceva vreme, deși vocea îi slăbise și mâinile îi tremurau. Ce e asta? Unde a fost făcută? A fost făcută de o cameră de supraveghere dintr-o bancă din Sao Paulo, explica Acad. Soția dumneavoastră a retras fonduri din banii pe care i-ați transferat pentru răscumpărarea ei. Era clar că lui Ramsey era greu să proceseze imaginea din mâna sa. Ce vreți să spuneți, domnule Acad? Întrebă în cele din urmă bătrânul. Că soția mea, credeți că a pus la cale toată chestia asta? Vreți să spuneți că asta este dovada că m-a trădat? Acad nu răspunse. Aștepta ca adevărul dureros să pătrundă de plin în mintea clientului său, înainte de a-i prezenta un plan de acțiune. Dar nu a mai apucat.
Se auziră brusc două împușcături. Geamurile de la ferestre se făcură țândări în jurul lor. Bătrânul se prăbuși pe podea. Din gură îi curgea un firicel de sânge. Rafik Ramsey era mort și Marwan Akkad se temea că el va fi următoarea victimă. Capitolul 2. Marwan se trânti sub o masă de stejar masiv în încercarea de a se feri de gloanțele care continuau să umple apartamentul, spulberând vase și rame de tablouri și aruncând în toate direcțiile cioburi de sticlă. Două dintre gărzile de corp ale lui Ramsey năvăliră în cameră cu armele scoase, dar căzură cu trupurile ciuruite de gloanțe înainte să apuce să-l identifice pe trăgător, dar rămite să tragă. Marwan apucă telefonul, dar văzu că firul îi fusese tăiat. Vru să-și scoată arma, dar își aminti brusc că îi fusese reținută de ofițerul de pază de la recepție. O colecție de vase antice se făcu țândări deasupra capului său. Tirurile repetate scrijeleau mobila din jurul său. Nu putea rămâne acolo. Oricine ar fi fost persoana care lucisese pe Ramsey, era evident că folosea o armă cu lunetă. Cei de afară știau că se află în cameră. Mai mult, știau și unde. Marwan se rostogoli pe partea stângă și se târâ până la gărzile de corp ucise. Focurile de armă se intensificară. Smulse armele pe care aceștia le aveau la șold, apucă rapid fotografia cu soția lui Ramsey și se năpusti pe ușa deschisă în holul principal. Alți doi agenți de pază tocmai ieșeau din lift. La pământ, la pământ, strigă Marwan în timp ce holul răsună de focurile de armă. Primul agent se lăsă la podea instantaneu. Al doilea nu a fost la fel de norocos. Încasă două focuri în spate și se chirci de durere. Repede, domnule Akkad, luați-o pe scări, urlă primul agent, încercând cu disperare să-și ajute colegul, deși părea să fie în zadar. Marwan îi urmă sfatul și se îndreptă rapid spre casa scărilor cu arma pregătită pentru cazul în care l-ar fi așteptat cineva acolo. Nu era nimeni. Coborând în fugă cele 10 etaje în timp ce mintea îi vuia. Năvăli în hol după câteva minute întrebându-se dacă exista vreo speranță ca șoferul lui să fie încă acolo. Scană cu privirea mulțimea prezentă, dar nu desluși niciun chip cunoscut. Auzea deja sirenele îndepărtate. Se declanșase o alarmă de incendiu. Oamenii țipau. Era un haos total. Dar focurile încetaseră, cel puțin pentru moment. Domnule Akkad, strigă cineva prin mulțime. Ofițeri de pază particular și agenți în civil dădeau buzna din toate direcțiile. Locatarii clădirii se revărsau din lifturi cu panica antipărită pe chipuri. Nu vedea nicio figură cunoscută, dar auzi din nou glasul acela. Domnule Akkad, aici! Se întoarse și se uită din nou. De data aceasta îl zări pe șoferul său, un om scund cu o înfățișare binevoitoare, care alerga spre el. Vă rog, domnule Akkad, spuse omul încercând din greu să-și recapete suflarea, trebuie să vă scoatem de aici. Așteptați aici și eu mă duc să trag mașina în față. Vin cu tine, spuse Marwan. Nu, nu, domnule, insistă șoferul, mă întorc imediat. Omul se îndrepta deja spre ușa încercând să-și facă loc prin marea aceea de oameni care încercau să fugă din Sovereign Place și Sunnyside Place, care se afla în imediat apropiere, acestea fiind două dintre cele mai luxoase și mai râvnite complexe de apartamente din Monaco. Marwan nu avea niciun interes să-l contrazică. Avea în minte prea multe lucruri la care trebuia să se gândească. Oare Claudette Ramsey și complicii ei știau că Marwan aflase de transferurile de bani? Știau că le dăduse de urmă în Sao Paulo? De asta l-o omorâseră pe Rafik Ramsey astăzi, ca să nu acționeze pe baza acestor indicii noi? Cum ar fi fost posibil? Abia apucase să-i dea veștile lui Ramsey, cu doar câteva momente înainte ca acesta să moară. Firma Akkad și asociații lucra pentru Ramsey doar de 10 zile. Ramsey avea o firmă de pază și protecție cu sediul la Paris, care lucrase pentru el ani de zile. Compania lui Akkad fusese implicată abia după moartea fiicei lui Ramsey
și dispariția soției sale și doar pentru a investiga aceste infracțiuni, nimic altceva. Marwan se oferise să suplimenteze sau chiar să-i înlocuiască pe bodyguards-ii francezi cu oamenii săi, dar Ramsay refuzase. Nu voise să facă schimbări evidente care i-ar fi putut deranja pe cei care îl șantajau și i-ar fi putut determina să-i facă rău soției sale. Aceasta se dovedise a fi o greșeală fatală. Marwan privea la mașinile de poliție și la celelalte vehicule de urgență care se adunau din toate direcțiile și își dădu seama că nici presa nu putea fi prea departe. Era ultimul lucru de care avea nevoie. Chipul său în toate ziarele din Europa și Orientul Mijlociu. Nu era tocmai genul de publicitate pe care să și-l dorească șeful unei companii prospere de pază și siguranță. Se uită la ceas și urmări cu privirea mulțimea de afară. În sfârșit îl văzu pe șofer traversând strada, urcând în mașina Range Rover, strălucitor de nouă și pornind motorul. Marwan înaintă spre ușa din față. Voia să plece de acolo cât mai repede cu putință. Dar abia apucă să iasă din clădire și să încerce să traverseze piața, când mașina i-a fost pulberată de o explozie extraordinară, a cărei forță îl trânti pe Marwan la pământ. Aerul se umplu de flăcări și fum. Din cer începu să plouă cu bucăți de sticlă și de metal în flăcări. În acel moment înfricoșător, Marwan își dădu seama că și el era vizat. Capitolul 3. Trupurile zăceau împrăștiate peste tot, pe trotoare și pe terenurile din jur. Răniții strigau după ajutor, alții umblau șchiopătând în tăcere, în stare de șoc, căutându-și prietenii și pe cei dragi sau întrebându-se ce se întâmplase și de ce. Marwan se ridică, se scutură de praf și își curăță sângele de pe față. Scoase încărcătorul dintr-unul din pistoalele luate de la un agent de pază, șterse amprentele de pe armă și o aruncă într-un coș de gunoi din apropiere. Apoi îl îndesă pe celălalt în cureaua de la brâu, o acoperi cu jacheta și începu să alerge spre nord, spre cartierul care găzduia centrul de afaceri și care se afla la o distanță de doar câteva străzi. Trebuia să se întoarcă la hotel, trebuia să-și strângă lucrurile și să plece din oraș. Nu îl opri nimeni. Toți păreau nebuniți sau prea șocați de explozie ca să le mai pese de el, de cine era și de ce se grăbea atât de tare. Făcu semnul unui taxi care era în apropiere. Le Meridian, îi spuse Marwan șoferului și într-o clipă cei doi se urniră din loc. Soarele aluneca ușor în jos pe după munți. Se aprindeau luminile orașului. Cazinourile și cafenelele erau deschise. Monte Carlo, terenul de joacă al celor bogați și faimoși, se trezea la viață, deși veștile despre atacuri aveau să se răspândească în curând. Marwan privea siluetele vagi ale iahturilor din port, pe lângă care treceau în viteză, în timp ce își făcea o listă în minte. Trebuia să-l sune pe fratele său. Avea nevoie de mai mulți bani lichizi. Îi trebuia o rezervare, bilete de avion, dar încotro. Și de unde să ia avionul? Să se ducă în Italia sau în Franța? Fuga îl va face să pară vinovat, știa asta. Dar având în vedere cele întâmplate, nu credea că are altă opțiune. Să rămână însemna să-și semneze condamnarea la moarte. Ar fi fost interogat îndelung de poliție, desigur. Cine i-a făcut cunoștință cu Rafik Ramsay? De ce a venit la Monte Carlo când știa foarte bine că Ramsay avea deja o firmă franceză de pază care lucra pentru el? Cum putea explica faptul că prima sa întâlnire cu Ramsay se încheiase cu moartea acestuia? De ce luase armele agenților de pază? De ce nu își luase pistolul de la recepție? Ar fi putut continua la nesfârșit și acestea erau doar întrebările mai puțin incomode. Ceea ce îl preocupa într-adevăr era ceea ce îi spusese Ramsay când se întâlniseră pentru prima dată. Taxiul trase în fața hotelului. Marwan plăti și îi ceru șoferului să-l aștepte. Nu avea să întârzie mult. Apoi intră repede în hotel și luă liftul până la etajul 5. O tânără atrăgătoare de 20 ceva de ani lua același lift. Îi amintea vag de Rania,
păr negru, lung, ochi căprui, sentimentali, bluză albă de mătase, fustă neagră, ciorap negri, colier de perle, unghiile vopsite în roșu, ruj de buze roșu, un pic prea mult fard pe pleoape. Fata zâmbit timid. În mod normal, Maruan ar fi zâmbit la rândul lui și ar fi început o conversație, dar nu în seara aceasta. Își plecă privirile spre picioarele sale și încercă să-și recapete concentrarea. Încerca să refacă dialogul avut cu Ramsey în urmă cu o săptămână și jumătate, când vorbiseră la telefon pentru prima dată. Liniile generale erau clare. Ramsey povestise evenimentele care duseseră la răpirea simultană a soției și a fiicei sale. Una a fost luată din salonul de înfrumusețare, iar cealaltă de pe drumul dintre școală și casă. Prima răpire avusese ca urmare șantajul, iar a doua, crima. Maruan se tot gândea la numele suspecților. Ramsey sugerase numai puțin de 12 foști angajați și rivali în afaceri, despre care credea el că ar fi avut un motiv, mijloacele și ocazia de a-i ataca familia. Dar exista un scenariu care îl preocupa mai mult decât toate celelalte. Se auzi soneria liftului, ușa se deschise la etajul al treilea, femeia de lângă el își scoase telefonul mobil și începu să formeze un număr în timp ce ieșea. Avea același mers ca Rania, plin de prestanță și încredere și totuși, fără vreo intenție evidentă de a flirta. Ușile se închiseră din nou. Gândurile lui Maruan reveniră asupra conversației cu Ramsey. Bătrânul îi spusese că în urmă cu câțiva ani, doi agenți francezi de informații încercaseră să-l șantajeze, susținând că dacă nu le va plăti suma de 250.000 de euro, îi vor pune pe colegilor de la departamentul fiscal să înceapă o investigație la firma Blue Nile Holdings pe motiv de evaziune fiscală și neregularități în contabilitate. Îl amenințaseră că vor da ziarelor informații care urmau să-l pună atât pe el cât și firma sa în situații stânjenitoare. La momentul acela, Ramsey încerca să-și vândă afacerea unei companii multinaționale cu sediul central la Paris. Nu voia ca tranzacția să fie zădărnicită din cauza unei investigații guvernamentale publice de durată, chiar dacă acuzațiile erau false. Îi spusese lui Maruan că plătise, trecând suma la cheltuieli de consultanță. Dar când au cerut mai mult, de data aceasta 1.000.000 de euro, Ramsey contactase Interpolul care inițiase operațiune capcană. Agenții fuseseră prinși rapid, riscând o pedeapsă de la 25 de ani de închisoare până la închisoarea pe viață. Dar după încheierea bruscă a unei înțelegeri cu procuratura, cu promisiunea că vor oferi numele unor complici la conspirație, fuseseră găsiți morți în celulele lor. Crimele nu fuseseră rezolvate și cazul se răcise. Guvernul francez îi ceruse scuze lui Ramsey, deși el nu învinuise niciodată autoritățile. Se străduiseră mai mult decât era nevoie să-i asigure pe Ramsey și pe soția lui că cei răspunzători de această faptă erau agenți solitari, care acționaseră pe cont propriu și care nu reprezentau niciun fel serviciile de informații sau guvernul de la Paris. Totuși, Ramsey îi mărturisise lui Maruan părerea lui că exista cel puțin un agent solitar în structurile mai înalte ale serviciilor de informație franceze, care plănuise încă de la început operațiunea de șantaj. Mai mult, acest agent aranjase uciderea celor doi complici ai săi din închisoare pentru a-i împiedica să vorbească, iar acum încerca din nou să-l doboare. Acesta era motivul pentru care îl contactase pe Maruan, îi spusese Ramsey, pentru că nu era sigur în cine ar mai putea avea încredere. Dacă cineva bine situat în cadrul serviciilor secrete franceze era pe urmele sale, chiar dacă acționa pe cont propriu, cum ar fi putut avea încredere într-un detectiv oarecare de la Brigada de Omucidere a Poliției din Paris și în faptul că acesta avea să soluționeze cazul și să-l aducă pe vinovat sau vinovați în fața justiției? Soneria liftului se auzi din nou. Ușa se deschise la etajul 5, dar Maruan, pierdut în gânduri, nu ieși din lift.
Ar fi putut avea Ramsay dreptate? Sau chiar mai mult, să fi lucrat oare soția lui Ramsay de la început cu acest agent francez necunoscut? De ce? Ce motiv ar fi avut? După toate aparențele, Rafik și Claudette Ramsay formau un cuplu fericit. Erau bogați, îndrăgostiți, pe cale să se bucure de mult întârziata lui pensionare. Ce nu mersese bine? Ușa liftului dădu să se închidă. Marwan reveni brusc la realitate. Va avea timp să lămurească toate acestea mai târziu. Acum însă trebuia să-și adune toate lucrurile și să plece din oraș. Dacă poliția voia să-l interogheze, știa unde să-l găsească. Dar nu avea de gând să rămână pentru a fi prins de un lunetist sau să devină victima unui alt atentat cu o bombă pusă în mașină. Întinse mâna și depărtă ușile, apoi ieși din lift, o luă la dreapta și porni de-a lungul holului care, după cum observă, părea cam slab luminat, ca și cum unele lumini ar fi fost stinse sau becurile ar fi fost înlăturate. La capătul holului, o siluetă se mișcă brusc în lumină, în umbră. Marwan auzi clinchetul clar al piedicii unui pistol care tocmai fusese trasă. Înțelese imediat că fusese găsit. Capitolul 4. Marwan țâșni spre stânga, ferindu-se de focul de armă cărui detunătură răsună în tot hotelul. Împușcătura făcu o gaură în zidul de lângă el, împroșcând cu moloz și bucăți de cărămidă în jur. El scoase repede arma luată de la unul din agenții lui Ramsay și ripostă cu focuri de armă. În timpul acesta, ușa de la ieșire de la celălalt capăt al holului se deschise larg. Marwan se întoarse la timp pentru a vedea o altă siluetă făcându-și apariția din umbră. Femeia din lift. El se aruncă la pământ în timp ce alte două împușcături explodară în zidul de deasupra capului său. Își fixă ca țintă capul femeii. Trase cu greu două împușcături, apoi se întoarse și trase încă două focuri spre bărbatul din umbră care era undeva în fața lui. Niciunul dintre focuri nu și-a atinse ținta, dar în felul acesta reuși să câștige câteva secunde prețioase. În fața lui, la doar câțiva metri, se afla un hol lateral îngust, aproape un vestibul, care dădea spre dreapta într-un apartament foarte mare. Nu-i oferea cine știe ce protecție, dar era tot ce putea găsi pentru moment. Trase din nou de două ori în fiecare direcție, apoi se avântă spre holul lateral, întorcându-se după colț imediat ce începu riposta celorlalți. Pentru moment, niciunul dintre cei doi urmăritori nu-l vedea clar, dar asta nu avea să dureze mult. În hol răsunară alte împușcături. Începeau să se apropie deja. Metru cu metru, ușă după ușă. Avea doar câteva secunde la dispoziție pentru a-și pune planul în aplicare. Marwan mai trase de două ori spre stânga, de alte două ori spre dreapta, apoi se rostogoli și trase de două ori în semnul nu deranjați, agățat de clanța ușii din spatele lui. Lovi ușa cu ambele picioare și o smulse practic din balamale. Se aruncă în cameră în timp ce în spatele lui se deslănțuiau alte focuri de armă. În apartament se afla un cuplu de tineri căsătoriți care stăteau pitiți într-un colț, ascunși în spatele căruciorului pe care le venise mâncarea și tremurau de spaimă. Lăsați-vă jos, le ordonă Marwan cu glas căzut, supat, repede. Nu avea timp să le explice că nu el era personajul negativ în coșmarul acela. Tot ce își dorea era să îi păstreze în siguranță pentru cât mai mult timp posibil. Cei doi îndrăgostiți se târâră pe covor și se strecurară sub patul larg cu baldachin, holbându-se la el în timp ce scotea încărcătorul gol din pistol și îl înlocuia cu altul. Apoi se deplasă spre ușa glisantă de sticlă și ieși pe balcon. În acel moment auzi arma descărcându-se. Concomitent simți glonțul sfâșiindu-i umărul drept. Impactul îl făcu să se clatine. Căzu grămadă peste măsuța de sticlă de pe balcon, care se prăbuși sub el. Totuși a avut prezența de spirit să se rostogolească și să tragă din nou în direcția camerei cu o mână, în timp ce cu cealaltă își acoperea fața. Ușa glisantă explodă în mii de fragmente de sticlă, dar împușcăturile și-atinseră ținta.
Femeia cu perle încasă două gloanțe în piept. Țipă de durere și se prăbuși la pământ. Doborâse un urmăritor, dar mai rămăsese unul. Maruan se mișcă surprinzător de rapid în ciuda durerii, scuturând cioburile de pe el și ridicându-se a nevoie în picioare, se întoarse șchiopătând în camera de hotel, cu arma țintită spre ușa care ducea spre hol, așteptând ca partenerul femeii să-și facă apariția. În dreapta sa, tânăra mireasă, abia dacă mai putea să respire. Bărbatul, care devenise soțul ei doar de câteva ore, încerca în zadar să o liniștească. Ea nu voia să accepte niciun ajutor. Maruan era plin de o furie ucigătoare. Se aplecă să verifice pulsul femeii cu perle. Era pe moarte. Pulsul era slab și neregulat. Îi lovi arma cu piciorul pentru a o îndepărta de ea, o întoarse cu fața în sus și descoperi că bluza îi se înroșise. Trase înspre ușa care dădea în hol ca să mai câștige câteva secunde, apoi împunse cu pistolul în gâtul femeii. Cine te-a trimis? O întrebă Maruan scrâșnind din dinți. Femeia, care era aproape inconștientă, zâmbi vag, dar nu spuse nimic. Claudette Ramsey? Te-a trimis de la São Paulo? Întrebă el. Pe chipul femeii se citi brusc o teamă reală și surpriză. Era clar că numele acesta era cunoscut, cunoștea și orașul. Îi apăsă mai tare gâtul cu pistolul, dar ea tot nu voia să vorbească. Dintr-o dată dădu ochii peste cap și încetă să mai respire. Inima lui Maruan bătea în continuare cu putere. Prin vene îi curgea o combinație aproape toxică de adrenalină și dorință de răzbunare. Luă pistolul femeii, verifică încărcătorul și ieși în forță din cameră, trăgând în același timp cu ambele arme. Omul din umbră nu a avut nicio șansă. Maruan arunca ambele arme peste corpul prăbușit, apoi o smulse pe cea din mâna stângă a bărbatului și cutia încărcătorului de rezervă din buzunarul de la haină. Bărbatul nu avea niciun act de identitate asupra lui, niciun portofel, nici pașaport, nimic. Maruan se întoarse în apartamentul nupțial. Nici femeia cu perle nu avea acte de identitate. Oamenii aceștia erau profesioniști, antrenați pentru a fi invizibili, anonimi, pregătiți să-și pândească prada din umbră și să lovească fără avertisment. Dar dacă Ramsey avusese dreptate, dacă erau de la serviciul francez de informații? Deocamdată un lucru era sigur, își aleseseră prost lupta. În acel moment, Maruan simți o durere arzătoare în umărul drept și deveni conștient de sângele care îi se scurgea pe obraj din multele tăieturi de la cap provocate de cioburi. Apoi auzi sirenele. Capitolul 5. Să stea sau să fugă. Avea doar câteva secunde la dispoziție pentru a se decide. Poliția urma să ajungă în orice moment. Gândul acesta ar fi trebuit să-l liniștească, dar de fapt nu făcea altceva decât să-i mărească anxietatea. Da, avea un caz solid de autoapărare, dar va conta oare? Era urmărit și părea că urmăritorii săi, oricine ar fi fost aceștia, îi cunoșteau fiecare mișcare. Știuseră că se afla în Monaco, știuseră că era cazat la hotelul Meridien, în ciuda faptului că se înregistrase cu un alt nume. Știuseră că urma să se întâlnească aici cu Ramsey. Cunoscuseră și momentul și locul. Știuseră în ce mașină va urca, ce lift va lua. Cum era posibil așa ceva? De unde ar fi putut afla? Desigur, era posibil ca urmăritorii săi să nu aibă nicio legătură cu poliția sau cu vreun serviciu secret din Europa sau din Orientul Mijlociu. Dar șansele scădeau simțitor. Cine altcineva îi putea lua urma atât de rapid? Doar câțiva oameni știuseră de această călătorie care fusese pusă la cale cu mai puțin de 48 de ore în urmă. Maruan decise că va încerca să găsească taxiul care l-a dusese la hotel. Dacă mai era în fața hotelului, dacă șoferul nu fusese alungat de toată agitația aceea, dacă nu fusese obligat de poliție să plece sau dacă nu se săturase să-l tot aștepte, atunci Maruan avea să consideră că acesta este un semn de la Dumnezeu care i-arăta că trebuie să fugă.
Ar urma să plece la Milano, apoi la Roma și să se întoarcă la fratele său în Beirut cât mai curând posibil. Dar dacă taxiul nu mai era acolo, dacă nu mai avea nicio cale de scăpare, atunci Marouane va accepta acest lucru ca pe un semn că trebuie să rămână, că soarta îi e pecetluită, că trebuie să se ducă la poliție și să-și încerce norocul. Poate că dacă ar fi avut mai mult timp, ar fi pus la cale un plan mai inteligent, dar mai avea doar câteva secunde. Își înghesui pistolul în buzunarul de la haină și se duse repede la baie. Se spălă cu apă pe față și pe mâini, spălă cât putu de bine sângele din păr, apoi folosi un prosop ud ca să curețe rana chinuitor de dureroasă din umăr. Haina de piele preluase o parte din impactul glonțului, dar tot avea nevoie de câteva copci și fără o îngrijire medicală adecvată exista riscul serios al unei infecții. Dar pentru moment nu putea face altceva decât să înghită un pumn de pastile împotriva durerii, ceea ce și făcu luându-le dintr-un flacon de plastic pe care îl găsi pe marginea chiuvetei. După aceea, îndesă un prosop uscat pe sub haină ca un fel de bandaj pentru rana din umăr și aruncă în cadă celelalte prosoape murdare de sânge. Apoi înhăță una din gențile perechii de căsătoriți din dulapul de lângă baie și ieși în fugă pe ușă îndreptându-se spre ieșirea de urgență. Coborând grabă scările și privi afară pe furiș din spatele ușii laterale a hotelului. Prima mașină de poliție ajunsese deja la hotel. Văzu doi ofițeri de poliție sărind din mașină și intrând în holul hotelului. Văzu și taxiul său care încă l-aștepta la o depărtare de doar câțiva metri. Se îndreptă spre el și se urcă în spate. La aeroport, spuse în franceză, dar omul nu se mișcă. Marouane repetă în engleză, dar tot nu se produse nicio mișcare. Se aplecă înainte ca să-l trezească și atunci văzu sângele. Șoferul era mort, împușcat în tâmpla stângă. Marouane se întoarse și scoase din nou pistolul. Analiză cu privirea parcarea, drumul, intrarea din față. Nu văzu pe nimeni, dar auzi și mai multe sirene care se apropiau. Ce fel de semn a fost ăsta? Se întrebă. Avea mașină, dar fără șofer. Apoi puse stăpânire pe el un gând teribil. Amprentele sale erau acum peste tot, în interiorul mașinii și pe ușă. Dacă fugea acum, ar fi fost suspect de crimă. S-ar emite un mandat pentru arestarea lui. Cariera lui s-ar încheia. Compania sa ar fi ruinată. Oamenii bogați nu-i angajează pe cei căutați pentru crimă ca să-i păzească, indiferent cât de tare ar insista aceștia că sunt nevinovați. Dar fuga îi oferea un avantaj pe care, dacă rămânea pe loc, l-ar pierde, șansa de a rămâne în viață. După toate cele întâmplate, Marouane era convins că dacă nu pleca din Monte Carlo, era condamnat la moarte. Oamenii care îl urmăreau știau prea multe despre el și era un avantaj. Fuga, cel puțin, îi oferea speranța de a putea pleca din Monaco, din Europa, ca să scape din plasa care îl înconjura, până când va putea să-și dea seama cine era pe urmele sale și de ce, iar apoi să-și plănuiască următoarea mișcare. În acel moment luă decizia să fugă. Marouane aruncă câte o privire în toate direcțiile. Deocamdată nu era nimeni prin preajmă. Se întinse spre bărbatul mort și găsi un mânier de care trase pentru a culca la orizontală spătarul scaunului șoferului. După aceea, îl trase pe șofer pe bancheta din spate. Apoi ieși, înconjură mașina, deschise ușa din față și apăsă pe butonul care deschidea portbagajul. În el găsi o pătură și câteva hărți. Întinse rapid pătura peste corpul șoferului și aruncă hărțile pe scaunul pasagerului. Apoi deschise torpedoul. Pe lângă manualul mașinii, talonul și asigurarea ei, mai erau câteva pachete de chitanțe în alb, un teanc de șervețele și câteva pliculețe de ketchup. Trebuia să se mulțumească cu șervețelele acelea. Marouane se uită din nou în jur, apoi curăță interiorul mașinii cât de repede și de bine putu. Din fericire, cel puțin pentru Marouane, geamul din partea șoferului era deschis când omul fusese împușcat. Așa că era intact.
Marwan urcă în mașină, închise geamul, porni motorul și verifică oglinda retrovizoare. Îl durea umărul, dar acum nu avea timp să se gândească la asta. Luminile mașinilor de poliție se apropiau cu viteză mare. Directorul hotelului ieși alergând pe ușa din față și făcu semn poliției să intre. Apoi strigă ceva în direcția lui. Marwan nu putea să audă ce se strigă, dar înțelese că era ceva de genul "Mișcă!" Se conformă ieșind cu atenție de pe aleea din fața hotelului și se îndreptă spre vest. Italia a fost o greșeală, decise el. Franța era un loc mult mai bun. Avea ceva bani gheață, haine și vreo 6 pașapoarte false ascunse în Marsilia, așa cum avea și în alte câteva orașe din Europa și din Orientul Mijlociu, o măsură de precauție necesară în meseria lui. În funcție de trafic, putea ajunge la Marsilia numai 2 ore. Acolo putea scăpa de mașină și de cadavru, pentru că apoi să ia un avion spre Casablanca. Aproape că nu cunoștea pe nimeni în Maroc, nu mai fusese acolo de ani buni. De fapt, jurase să nu se mai întoarcă niciodată, dar pentru moment nu putea să se gândească la nicio altă destinație, în afară de locul în care se afla femeia care îi frânsese inima. Capitolul 6. Inspectorul Jean-Claude Godard se strecură cu vechiul său automobil Renault cu 2 uși prin labirintul format din vehiculele serviciilor de urgență și ale posturilor de televiziune, care transmiteau deja senzaționala știre pentru milioane de telespectatori, și găsi un loc de parcare lângă blocul lui Ramsey. Își luă arma și insigna din torpedo și coborâ din mașină în aerul rece de noiembrie. Era detectiv în Monaco de aproape 20 de ani. În ultimii 5 ani fusese șeful detectivilor, dar niciodată în toți acești ani nu văzuse un măcel ca acesta. Având o populație de numai 32.000 de locuitori, Principatul este pe locul 2 după Vatican, în topul celor mai mici state suverane din lume. Situat între Italia și Franța, Monte Carlo se întinde de-a lungul a mai puțin de 2 km pătrați de munți abrupți, ale căror pante coboară până la proprietățile splendide și extrem de scumpe de pe malul mării. Sigur că a avut mereu parte de infracțiuni mărunte, furturi și alte probleme de felul acesta. Și având mai mulți milionari pe cap de locuitori decât orice alt loc din Europa, era de așteptat să devină ținta firească a celor mânați de invidie și lăcomie. Dar bombe care să explodeze în mașini, asasinate, mai multe crime în locații diferite și toate în aceeași zi, niciodată. Nu se mai pomenise așa ceva, până acum. Trecu pe lângă resturile carbonizate ale Range Rover-ului, care încă mai fumega în stradă, și intră în holul clădirii lui Ramsey. Luă liftul până la etajul la care se afla locul crimei și se trezi că trebuia să treacă de trupuri moarte și gloanțe imediat ce intră pe ușa principală. Asistenta lui, Colette Duval, o femeie brunetă de 28 de ani, îl întâmpină în living room în timp ce echipa mică, dar profesionistă, de specialiști, aduna indicii din tot apartamentul. Țineți-vă bine, șeful, spuse Duval. E destul de rău. Ce știm până acum? Replică Godard încercând să-și păstreze calmul, în timp ce cuprindea cu privirea măcelul care avusese loc în cel mai frumos apartament în care călcase vreodată. Ați primit informațiile generale de la comandant, nu-i așa? Întrebă Duval. Da. Atunci să începem de aici. Duval îl conduse spre conturul trasat cu creta albă din centrul camerei și privi în jos spre bărbatul solid din interiorul lui. Faceți cunoștință cu răposatul Rafik Ramsey Suleiman. Acel Rafik Ramsey, întrebă Godard, milionarul egiptean? Mă tem că da, spuse Duval. De ce? Îl cunoașteți? I-am cunoscut pe el și pe soția lui la circuitul Grand Prix acum vreo câțiva ani, își aminti Godard. Am stat puțin de vorbă. Un om fascinant, într-adevăr. El și fratele lui au fost săraci lipiți în copilărie. Au crescut în Asuan sau Luxor, pe acolo pe undeva, și au ajuns mai bogați decât faraonii.
S-a ocupat de minerit la început. Zăcăminte de fier, oțel, aur, fosfați, chestii de genul ăsta. După moartea fratelui său, a făcut afaceri cu gaz natural, mai ales în delta Nilului. A făcut o avere. Părea un tip amabil, de fapt. Fermecător, modest, cu picioarele pe pământ. Soția lui, pe de altă parte, era o adevărată... Godard își coborâ brusc vocea și întrebă: "E aici?" Duval clătină din cap. "Nu tocmai." "Cum adică nu tocmai?" "A fost răpită acum 2 luni la Paris." "Oh!" exclamă Godard, simțindu-se cuprins brusc de vinovăție. "E și mai rău," spuse Duval. "De ce?" "Fica lui Ramsay, singura lui fică din prima căsătorie, a fost ucisă în aceeași zi în care a dispărut mama ei vitregă." Godard făcu o grimasă. Cum era posibil așa ceva? Tatăl era mort, fica era moartă, iar mama era răpită. Ce blestem căzuse asupra acestei biete familii? Câți ani avea? 42. "Nu mama," spuse Godard, "fica." "A, scuze," zise Duval în timp ce își verifica notițe. "Brigitte avea numai 12 ani." Godard clătină din cap. "Fica lui mai avea puțin și împlinea 10 ani." "Avem suspecți?" întrebă el, jurând în inima sa să-i găsească pe cei care înfăptuiseră acele crime oribile și să-i aducă în fața justiției. "Nu, nu încă," spuse Duval. "Există vreun martor?" "S-ar putea să fie unul." "Cine?" "Un bărbat pe nume Marouane Acad," spuse Duval. "Găsiți-l," ordonă Godard, "și aduceți-l la mine." Capitolul 7. Marouane era pe drum de aproape o oră. Vedea totul ca prin ceață. Era ca și cum prin vene i-ar fi curs un amestec de teamă, oboseală și durere chinuitoare, care îi slăbea puterile, îi încețoșa gândurile și amorțea simțurile. De fiecare dată când plăti taxa de autostradă, se așteptă să fie oprit. De fiecare dată când văzu o mașină de poliție, se așteptă să fie tras pe dreapta. Dar până acum fusese liniște, prea multă liniște. Timpul trecea. Autoritățile din Monaco trebuie să fi început deja să-l caute, ceea ce însemna că francezii și italienii îl căutau. Ceea ce însemna că și dacă ar fi vrut să se ascundă în Europa, n-ar fi putut. Trebuia să ajungă în Africa de Nord. Dar nu putea să ia feribotul, ar fi durat prea mult, trebuia să zboare. Dar nu putea să călătorească sub numele său real. Asta presupunea să ajungă la pașapoartele false pe care le ascunsese tocmai pentru momente ca acesta. Așa că singura lui șansă de scăpare depindea de prinderea ultimului zbor din Marsilia. Dacă își amintea bine, compania Royal Air Maroc avea un zbor care pleca la 10 și care lăsa în Casa Blanca undeva în jurul miezului nopții. Sigur că își forța norocul. Exista riscul să fie arestat la oricare dintre cele două aeroporturi, dar nu întrezărea altă soluție. Trebuia să încerce. Trecu în viteză pe lângă un indicator. Mai avea 100 de kilometri de parcurs. Înjură în gând și apăsă pe accelerație. În timp ce înainta cu viteză pe autostrada A8, Marouane știa prea bine că era periculos de expus pe o rută principală cum era aceasta. Dar nu avea timp să o ia pe șoseaua de pe coastă, pe niște drumuri laterale sau să apeleze la scurtături. Era deja în întârziere și chiar dacă ar fi ajuns la aeroport la timp, ce era de făcut cu o mașină în care se afla un cadavru? Și cum să se urce în avion? Nu avea nici rezervare, nici bilet. Formă pe telefon un număr din Beirut. De la celălalt capăt îi răspunse un glas cunoscut. "Alo? Rami, sunt Marouane." "Dumnezeule, frate, tu ești? Ești bine? Tocmai am auzit o știre la radio că s-a întâmplat ceva groaznic în Monte Carlo. Focuri de armă, o bombă, dar nu au dat prea multe detalii." "Sunt bine," spuse Marouane, "doar puțin zdruncinat." În realitate, rana din umăr era aproape de nesuportat,
dar nu avea niciun rost să-l îngrijoreze pe fratele său. Oricum nu în legătură cu asta, erau multe altele de spus. Ești singur? Întrebă. Firește, spuse Rami, toți au plecat acasă. Bine, am nevoie de ajutorul tău. Orice, Maruan, spune-mi doar ce s-a întâmplat. Imediat îi răspunse Maruan, dar mai întâi am nevoie să-mi faci o rezervare pentru un bilet de avion. Când? În seara asta. În ce direcție? De la Marsilia la casa. Marsilia? Întrebă Rami. Credeam că ești în... Rami, te rog, îți explic imediat. Marsilia, Casablanca. La ce oră pleacă ultimul zbor în seara asta? 8:30, dar nu... Nu, protestă el. Știam că ultimul zbor pleacă la 10 sau ceva de genul acesta. Maruan văzu brusc o mașină care părea să fie o patrulă a poliției venind dinspre stânga. Ridică ușor piciorul de pe accelerație, în timp ce Rami îl corecta. Crede-mă, Maruan, l-am luat de 100 de ori, zborul numărul 256, Royal Air Maroc, în colaborare cu Air France. Decolarea este la 8:30, aterizează în Casablanca la 10. Mașina poliției aprinse girofarul. Acum Maruan înjură cu glas tare. Ce s-a întâmplat? Întrebă Rami. Nimic, insistă Maruan. Nu mai există altceva? Să oprească? Se întreba Maruan. Și ce să facă? Cum să explice cadavrul de pe bancheta din spate? Îl auzea pe fratele său tastând cu înfrigurare pe laptopul său și îl putea imagina încercând toate motoarele de căutare pentru călătorii. Îmi pare rău, Maruan, spuse Rami în cele din urmă. Dacă vrei să ajungi la casa în seara asta, zborul 256 este singura ta șansă. Nu poți să rămâi peste noapte și să iei un avion în zori? Maruan începea să se panicheze, încetini și trase pe banda din margine. Nu, îi spuse fratelui său, trebuie să plec în seara asta. Atunci trebuie să te punem în zborul de 8:30, unde ești? Mașina de poliție se apropia cu repeziciune. Rezervă un loc, ordonă Maruan. Dus? Maruan opri și aprinse luminile de avarie. Nu, dus întors. Data întoarcerii? Numai Dumnezeu știe. Bine, spuse Rami, găsesc eu ceva. Mai ai cutia aceea de bagaje la aeroport? Maruan nu răspunse. Avea privirile ațintite asupra mașinii de poliție care se tot apropia. Maruan, întrebă Rami din nou, cutia de bagaje din Marsilia, o mai ai? Sigur că da, se răsti brusc Maruan. Altfel de ce m-aș duce la Marsilia? Hei, liniștește-te, spuse Rami. Încerc doar să te ajut. Maruan aruncă o privire spre pistolul de pe scaunul de lângă el. Fratele lui glumea. Să se liniștească? Acum? Zic și eu, continuă Rami, cine vei fi în seara asta? Cardel, spuse Maruan. Jacques Cardel? Exact. Bine, zise Rami. La margine sau la fereastră? Dar Maruan își ținea respirația. Maruan, la margine sau la fereastră? Maruan nu răspundea. Cu mâna dreaptă lăsă telefonul încetişor în jos și începu să caute pistolul. Încă îl mai auzea pe fratele său strigând din receptor. Simți atingerea rece a metalului și strânse în mână patul pistolului. Maruan, ești acolo? Mâinile îi transpiraseră, inima îi bătea cu putere. Maruan! Brusc, mașina de poliție trecu în viteză pe lângă el. Nu pe el îl urmăreau. Opriseră o altă mașină, un Porsche turbo roșu, la o jumătate de kilometru mai în față. Trupul lui Maruan fus scuturat de un fior, dar nu era de ușurare. Era repulsie. Nu-i venea să creadă că făcuse așa ceva. Sau fusese cât pe ce să facă. Nu se gândise doar să omoare cu sânge rece un ofițer de poliție nevinovat. Chiar se pregătise să apese pe trăgaci. Ce era în neregulă cu el? În ce se transforma? Pentru o fracțiune de secundă, Maruan privi în adâncul sufletului său și descoperi că era mai întunecat decât noaptea pe care o străbătea cu mașină. Maruan, strigă Rami din nou, ce se întâmplă acolo? Maruan lăsă pistolul din mână,
Își șterse mâinile de pantalon și încercă să respire. Apoi ridică telefonul și spuse: "Da, Rami, sunt aici, îmi pare rău." "Ce s-a întâmplat? Te simți bine?" "Nu," răspunse Marwan. "De fapt, nu mă simt bine." Acceleră puternic și începu să gonească spre Marsilia. Dar în momentul acela se rupse un zăgaz în inima lui Marwan. Începu să-i povestească fratelui său tot ce se întâmplase. Conversația cu Ramsey, asasinarea acestuia, bomba din mașină, împușcăturile din hotelul Meridian, șoferul de taxi care încă zăcea pe bancheta din spate și al cărui telefon mobil îl folosea în acel moment, și cât de aproape fusese de a comite o crimă. Era o confesiune născută din anxietate și vinovăție, dar în același timp erau informații pe care Rami trebuia să le cunoască. La urma urmei, el era numărul 2 în conducerea companiei lui Marwan și tot ce se întâmplase avea să afecteze compania într-un mod dramatic. Poate că lucrul cel mai important pe moment era să poată beneficia de pe urma gândirii limpeze a fratelui său și de distanța emoțională dintre acesta și evenimentele petrecute în ultimele ore, lucruri de care el nu dispunea. "Crezi că am făcut o greșeală?" întrebă Marwan când își încheie povestirea. "Ce anume? Faptul că ai plecat din Monte Carlo după toate astea?" întrebă Rami. "Da." "În niciun caz," răspunse Rami fără nicio ezitare. "Și eu aș fi făcut la fel." "Serios?" "Absolut," susținu Rami. "Nu aveai de ales." "Și dacă te-ar fi oprit patrula de poliție," insistă Marwan, "atunci ce ai fi făcut?" "Mulțumește-i lui Dumnezeu că nu s-a ajuns la asta," răspunse Rami. Adevărul era că Marwan nu avea niciun chef să-i mulțumească lui Dumnezeu. Era supărat pe Dumnezeu de ani de zile. I se părea că rugăciunile lui nu contaseră deloc. Păreau să se evapore în fiecare zi, ca roa dimineții. Avea întrebări care nu-și primiseră niciodată răspunsul. Avea răni care nu se vindecaseră niciodată. Pierduse toate persoanele pe care le iubise vreodată, cu excepția lui Rami. Și acum, toată munca lui de o viață părea să se ducă și ea pe apa sâmbetei. "Chestia asta poate să ne termine, Rami," spuse Marwan după o pauză. "Sau să ne omoare," observă fratele său. Marwan simți un nod în stomac. Rami avea dreptate și Marwan se simțea groaznic din cauza că îl punea într-o asemenea situație. El fusese mereu protectorul lui Rami. Acum amândoi erau expuși unui pericol imens din cauza lui. "Îmi pare atât de rău," spuse Marwan. "Nu am vrut să se întâmple nimic din toate acestea." Dar Rami nici nu voia să audă de așa ceva. "Hei, nu-ți face griji în privința mea," spuse el. "Dar îmi fac griji pentru tine," replică Marwan. "Serios, Marwan, o să fiu bine," insistă Rami. "Și tu la fel. Am trecut prin situații și mai grele, nu-i așa?" "Nu sunt așa de sigur, frățioare," oftă Marwan. "Nu sunt așa de sigur." Capitolul 8. Elicopterele poliției survolau orașul. Fuseseră instalate puncte de control pe toate drumurile care ieșeau sau intrau în Monte Carlo. Erau verificate mașinile, taxiurile, autobuzele și trenurile, precum și spitalele și hotelurile. Portul fusese închis, la fel și heliporturile private. Oficialii de la aeroportul din Nisa, cel mai apropiat aeroport care deservea Monaco, fuseseră avertizați și erau în alertă. Dar nici urmă până în acel moment de Marwan Akkad, singurul martor la o crimă care zguduise micul oraș de coastă, ca să nu mai vorbim de vreun indiciu serios cu privire la cel care apăsase pe trăgaci și l-omorâse pe Rafik Ramsey. Inspectorul Jean-Claude Godard clătină din cap și ieși pe balcon. Inspira aerul rece al nopții și privi afară spre valurile care se loveau de digurile de ciment, așteptând ca ulcerul să înceapă să acționeze în stomacul său. "Aceasta este fotografia pe care aș cerut-o," spuse Colette Duval și întinse lui Godard
O poză lucioasă de 20x26 abia scoasă din imprimantă. Este făcută de camera de supraveghere? Întrebă Godard. Da, domnule, spuse Duval. Caseta este pregătită și vă așteaptă. Într-o clipă, răspunse Godard. Pentru moment, examina cu atenție chipul lui Marouane Acad din mâna sa. Era un tânăr cu o înfățișare plăcută, dar nu ieșea cu nimic în evidență. Nu era genul fotomodel sau stea de cinema. Avea pielea ușor măslinie, părul negru tuns scurt și cel puțin în această imagine era proaspăt ras. Fără mustață, fără barbă, fără perciuni. Nici urmă de țepi pe față. Avea nasul mic și bărbia puternică și părea să fie într-o formă fizică excelentă, dar pe cât își dădea Godard seama, nu avea nicio trăsătură distinctivă, nicio cicatrice, nici pete, nimic care să-l scoată în evidență în mulțime. Un bodyguard perfect. Însă Godard fu impresionat cu adevărat de ochii lui Marouane. Erau mari și căprui și oarecum mai blânzi decât se aștepta el, lăsând să se întrevadă în același timp o minte sclipitoare, ambiție, dar și un simț al decenței, al onoarei. Și mai era ceva. Godard nu putea să spună exact ce pe moment, dar era ceva ce îl intriga privind ochii aceia, ceva ce îl făcea curios. O urmă de tristețe, poate? Trimite poza tuturor oamenilor noștri de pe teren, ordonă Godard. Trimite-o și la posturile de televiziune și spuneți că este căutat pentru investigații. Da, domnule. Și stabiliți o recompensă. Cât să fie? Întrebă Duval. Cât a mai rămas în cont? 100, cred. Bine, folosește-i pe toți, spuse Godard. 100.000 de euro recompensă pentru informații care conduc la arestarea și condamnarea celor responsabili de această crimă groaznică. Și ai grijă să transmiți Interpolului tot ce avem. Vezi ce pot să-ți trimită ei despre Marouane. Imediat, domnule. Și lărgiți aria de căutare, adăugă Godard din ce în ce mai îngrijorat. Credeți că Marouane se află încă în Monte Carlo? Nu știu, admise Godard, dar trimiteți buletine informative prin fax la aeroporturile din Cannes, Saint-Raphaël Fréjus și Hyères, dar și la Albenga și Genova în Italia. Atât de departe? Întrebă Duval. Godard încuvință. Nu ne putem permite să riscăm, Colet. Nu știm cine este criminalul sau cine sunt criminalii. Nu știm pe cine să căutăm. Singurul indiciu pe care îl avem pentru moment este Marouane. Probabil că este încă aici, dar noi nu l-am găsit. Și dacă ne înșelăm? Da, domnule. Contactați și gările și serviciile de feribot din orașele mai mici și raportează-mi la fiecare 30 de minute. Vreau să fiu informat constant. Și chestiunea cealaltă? Întrebă Duval. L-ați sunat deja? Godard nu răspunse nimic, doar clătină din cap în semn că nu. Dar trebuie să-l sunați? Insistă Duval cu blândețe. Godard oftă. Cred că ai dreptate. Vreți să mă ocup eu în locul dumneavoastră? Și-ar fi dorit, Godard, dar în calitate de șef al detectivilor, oricât ar fi fost de neplăcută sarcina aceasta, era de datoria lui să o îndeplinească și nu mai putea amâna. Nu, spuse într-un târziu. O să vorbesc eu. Fă-mi legătura prin telefon. Spune-i că este urgent. Pe urmă, adu-mi telefonul. Da, domnule, se conformă Duval. Imediat, domnule. Godard se retrase într-un birou mic de lângă dormitorul principal, unde un alt detectiv îi arătă imaginile înregistrate de camerele de supraveghere. Îl surprinse îngrijorarea din privirea lui Ramsay, vizibilă pe toată durata conversației, și cât de relaxat părea Marouane. Stai, oprește banda, porunci Godard brusc, aplecându-se în față în scaun. Acolo, așa, pune din nou partea asta. Marouane îi întindea un plic lui Ramsay. Expresia de pe chipul lui Ramsay a fost mai întâi una care trăda faptul că a suferit un șoc. Apoi, ce a urmat?
Mânie? Indignare? Ce e asta?" îl întrebă Godard pe detectiv. "Ce-a scos din plic?" "Nu pot să-mi dau seama," răspunse acesta. "Unghiul este blocat parțial de domnul Acad." "Ai imaginea și din alt unghi?" întrebă Godard. "Nu, domnule, mi-e teamă că asta e tot ce avem." "E o fotografie cumva?" "S-ar putea." "Poți să mărești și să clarifici imaginea puțin?" "Nu aici, domnule," spuse detectivul, "dar aș putea să o măresc digital la noi, la sediu." "Mărește-o," ordonă Godard, "și raportează-mi imediat cum afli ceva."